Ionescu, invit să ia cuvântul pe domnul inginer doctor Jelian Popirosu, prefectul județului. Domnule președinte, domnule decan, stimați colegi, vă vorbesc în calitate de reprezentant al instituției prefectului, dar și în calitate de coleg și profesor asociat. Dacă domnul Stănescu a încercat să vă convingă să faceți în continuare agricultură, la începutul învățământului superior în județul Olt, făceam anumite predicții privind implicarea dumneavoastră în activitatea din județul Olt. Lucru care s-a concretizat prin implicarea absolvenților din cadrul facultății noastre în mediul de afaceri din agricultură, industrie, prestări, servicii și așa mai departe. Am constatat că dumneavoastră sunteți schimburi de mâine în mediul de afaceri și în administrația publică. Așa că nu dați cu piciorul la șansele care o să vi se ofere în continuare de către mediul de afaceri din județul nostru și administrația publică a județului. Eu vă doresc un an bun, cu bucurii și să fiți prezenți cât mai mult la cursurile din acest an. Sper că o să-mi permite să invit să ia cuvântul pe domnul academician, profesor universitar, doctor Nicolae Alecu, președintele Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. Domnule președinte, domnule subprefect, stimați colegi, dragi studenți, am să încep prin a susține argumentele domnului președinte al Consiliului Județean, printr-o mică poveste. În 1962, la o ședință Organizației pentru Agricultură și Alimentație, Robert McNamara, care fusese ministru apărării Statelor Unite, președintele Băncii Mondiale și ministru agriculturii acelui stat, și-a început cuvântarea cam așa. Stimați colegi, stimați domni, stimați doamne, Statele Unite posede cea mai puternică armă a omenirii. Toți au crezut că s-a autor asta. Că vorbește că atunci era ministru apărării. Da? Vă rog frumos să fiți foarte atenți, să vă spun care este arma. Producția de alimente. Deci cine are în mână acest instrument, are putere. Deci, cu siguranță că dumneavoastră puteți să aveți o contribuție esențială la întărirea poziției României din acest punct de vedere. România are un potențial agricol extraordinar, din nefericire folosit într-o foarte mică măsură, chiar dacă la ora actuală sunt premize pentru a putea să ajungem la un nivel apropiat de cel al colegilor noștri membri de Uniunea Europeană. Revenind la instituția pe care o reprezint, Universitatea de Științe Agronomice, așa cum vă anunțat domnul director Stan, anul viitor împlinim 160 de ani de existență. O existență încununată de succese, indiferent de perioada pe care am trecut-o. Două războaie mondiale, două crize economice, perioada în care universitatea s-a dezvoltat. Și a ajuns la ora actuală să fie cea mai reprezentativă universitate de acest gen din România, universitate recunoscută în afara țării, universitate care s-a remarcat prin performanță atât în domeniul educației, al cercetării, dar în mod special prin activitatea antreprenorială. Suntem recunoscuți ca cea mai performantă universitate antreprenorială din România. V-aș da un exemplu. În anul 2008, deși suntem universitate de stat, veniturile primite de la bugetul statului ca finanțare de bază au reprezentat numai 18% din total venitului. Asta nu înseamnă că am primit bani puțin. Am produs noi bani foarte mulți pe alte căi. Lucrul acesta e unicat în România și chiar în Europa. Am reușit acest lucru la o cifră de afaceri de 60 de milioane de euro, care este o cifră impresionantă,
pentru că am orientat activitatea noastră în câteva domenii. În primul rând, în domeniul cercetării. Aducând universității peste 30 de milioane de euro anual, fonduri, în primul rând, din afara țării. De asemenea, baza noastră materială, care are destructura asta și proprietățile istorice ale universității dinainte de anul 1945, a fost folosită foarte eficient. Avem în structură 3 stațiuni didactice experimentale, foarte cunoscute în țară. E Troasa, în domeniul vitivinicol, Istița, în domeniul pomicol și Mora Domnească, unde se împletesc toate tipurile de activități care reprezintă universitatea în care noi ne desfășurăm activitatea. Aș vrea să vă prezint câteva, să spunem, lucruri care ne drag să le anunțăm. De exemplu, tot în anul 2008, la expoziția mondială de vinuri aromate de la Paris, România, prin stațiunea noastră, deci universitatea, a primit medalia de aur pentru cel mai bun vin aromat din lume, Tănuioasa Românească. Deci sunt lucruri care, cu siguranță, că ne fac cinste și mai este și un alt element, dacă vorbim de antreprenoriat, chiar dacă e vorba de un proiect controversat, cel mai mare proiect imobiliar din Europa, tot în anul 2008, a fost desemnat proiectul Băneasa, în care universitatea este partener cu 49,81% din capitalul acestei societăți. Un proiect care a creat peste 20.000 de locuri de muncă, care aduce sume colosale la bugetul primăriei capitalei și la bugetul de stat. V-am dat câteva exemple pentru a vă arăta că atunci când există, să spunem, interes, când există, să spunem, consens în inițiative, se pot obține rezultate deosebite. Alt exemplu. Prima facultate din România, indiferent de profil, agregat european, este o facultate a noastră, cea de veterinar, care a fost reacreditată după 5 ani anul acesta. Deci, încă un lucru de mândrie pentru noi, pentru această instituție, care în anul 2000-2000 de studenți, era cu oare 16. Deci, numai facultatea în care dumneavoastră studiați are 3.000 de studenți, care au toată universitatea în anul 2000. Deci, o dezvoltare extraordinară, care ne-a permis să atragem un număr foarte mare de studenți, pentru că, vă dați seama, nu finanțează bugetul statului 16 de studenți. Majoritatea sunt studenți care plătesc. Nimeni nu plătește dacă nu are și un răspuns. Rata de absorție pe piața forței de muncă a absolvenților noștri este peste 80%. Perioada în care absolvenții de drept au rata de absorție 1%, aseiștii 20%, la noi avem absorție, cum am spus, peste 80%. Iar la management, am făcut statistici, avem peste 90% absorția pe ultimii 12 ani. Deci, lucrurile acestea e bine să le cunoașteți, pentru că, așa cum vă spus și domnul președinte, nu mai vorbim de o strictă șansă pe piața forței de muncă. Atunci, ca dumneavoastră, poți să lucrezi în orice domeniu, mai ales la management. Managementul e același. Puteți să fiți director la Pirelli. Puteți să avem cel mai mare exportator de utilaje pentru ele în România, absolventul nostru. Directorul general la Lucoile, absolventul nostru. Avem consuli, avem miniștri, avem în toate structurile administrative reprezentare foarte bună. Deci, cred că este bine să vă gândiți că prin ceea ce noi am pus la punct și anume acea oportunitate de a lucra la afara țării, am fost primii din România care am făcut acest lucru, dumneavoastră deja luați pulsul la fața lucrului asupra capitalismului adevărat. Și veniți cu alte, să spunem, idei, cu alte oportunități. Vă dau un alt exemplu. Un absolvent de anunțul de la management, care a mers într-un stagiu de practică, 2 ani de zile în Danemarca, s-a întors în România și a dat licența anul trecut, iar la ora actuală este președintele unei cooperative în Telorman de 10.000 de hectare. Un copil de 25 de ani. Deci sunt foarte multe oportunități pe care trebuie să le aveți în vedere. Depinde foarte mult de dumneavoastră. Bineînțeles, în perioada în care sunteți ai noștri, depinde foarte mult de noi. Aș vrea să rețineți că, din punct de vedere al
baze materiale, mai rău, la baza materială pentru învățământ, o să vizitați și Universitatea la centru, veți constata niște condiții excepționale. Suntem singura universitate de stat din România care am putut să cazăm toți studenții care au cerut cazare. Iar la nivel național, procentul de studenți cazați este de 20%. Deci la noi niciun student care cere cazarea nu este refuzat. Pentru că am avut în vedere strategia noastră să asigurăm pentru categoria care ne sunt clienții noștri, e vorba primul de copii care provin din familii cu mai puține posibilități materiale. Ăsta e și un motiv pentru care am venit aici. Vă rog să mă credeți, acum 13 ani, când domnul Sami Pănici, student aici, domnul Stan, eram decan atunci la Facultatea de Agricultură, au venit și ne-au propus să facem o filială, când noi, la vremea aia, ne mișcam și noi foarte greu. N-aveam potențial de acum. Fiind și eu într-o situație ca dumneavoastră, tot într-o familie de părinți săraci, prima rugăciune asta a fost. Unde se duc să studieze copiii din Olt? Au oare posibilitatea să suporte costurile de la București, Pitești, Craiova? Sau e mai bine să le dăm o șansă aici? Și am gândit bine. Am văzut că lucrurile s-au dezvoltat, la fel și la Călăraș, și sunt niște exemple care ne bucurăm că ne putem da și care au avut succes. Aș vrea să mai rețineți că prin ultima clasificare care s-a făcut, din punctul nostru de vedere, nu în cele mai bune condiții, totuși, noi ne situăm o poziție deosebită favorabilă, având dreptul să organizăm și cursuri de licență și masterat doctorat. Iar pe programe de studii ne situăm cu toate programele noastre în poziții foarte avantajoase. Deci, încă un element care trebuie să vă fie atât la cunoștință, pentru că mulți aveți și interes să faceți și un masterat, să faceți și un doctorat eventual și să fiți absolvenții unei universități care contează în momentul în care vă prezentați la un angajator, indiferent că este din domeniul public sau domeniul privat. Să pot spune foarte multe lucruri despre instituția în care dumneavoastră studiați. Cred că dumneavoastră vă veți convinge că ați făcut o bună alegere, de altfel, domnul pe care o să vă mai prezinte despre facultate mai multe elemente, domnul director ne-a prezentat aici niște rezultate și chiar am în memorie numele unor studenți care au studiat aici, care au fost în stadii de pregătire practică și în Statele Unite ale Americii, și în Danemarca, și în Marea Britanie, și în alte țări ale Europei, și care au rămas sunt într-o poziție deosebită avantajoasă. Personal, mulțumim colegilor din acest județ, din capitala județului, pentru modul în care am colaborat. Mulțumim părinților care v-au orientat către noi. Ne exprimăm convingerea că dumneavoastră veți înțelege că aveți o șansă deosebită pentru a vă pregăti nu numai ca să luați un diplomă, ci și pentru a avea un loc de muncă decent. Vă urez succes în tot ceea ce întreprindeți, dumneavoastră și colegilor noștri care se ocupă de educația dumneavoastră. Vă asigurăm că de la București veți avea în permanență sprijinul nostru și la final ne vom bucura de reușita comună. Vă mulțumesc și succes! Mulțumim și noi domnului președinte și îl asigurăm că în continuare filiala noastră, ca de redacție, studenții vor face totul ca, într-adevăr, să ne ridicăm la nivelul lor standarde superioare, unor criterii și cerințe care sunt la ora actuală. Bineînțeles că întotdeauna vom avea un sprijin din partea Universității și a Facultății Curatului, vom continui tot procedurile. În continuare, invit să ia cuvântul pe domnul inginer Emil Mainescu, director Camerei de Agricultură, student la doctorat la Facultatea de Management. Doctorat. Este un moment emoționant. Sigur, mi-am amintesc cu plăcere de primul an când am intrat la facultate. Eu vreau să aduc salutul meu și felicitări cadrelor didactice de la Universitate și de la Facultate
pentru că acest centru există. Fără efortul dânșilor, sigur că nici dumneavoastră nu ați fi aici. Vreau să vă adresez un salut de bun venit celor care sunteți în anul întâi și să vă recomand să acumulați foarte mult în această perioadă. Așa cum zicea domnul președinte, sunt foarte mulți ingineri care la această dată nu-și găsesc un loc de muncă. Poate că unul dintre motive este acela că nu au o pregătire suficientă. Deci de dumneavoastră depinde cât de mult acumulați pentru ca peste câțiva ani să fiți undeva angajați în câmpul muncii. Să rețineți că agricultura, într-adevăr, este și va fi o ramură de bază. Dar are atâtea colaterale, încât cu siguranță dumneavoastră, cu specialitățile pe care le aveți, vă veți putea angaja. Eu vă urez succes. Domnul profesor și domnul student, vă rugăm frumos să ne scuzească mie și domnul președinte, pentru că așteptăm o delegație de la ambasada americană în legătură cu scutul antirachetă. Pentru anti-alimentații. Îmi trebuie să... Și vă aștept. Vă mulțumim frumos.